eu a ta, măicuța mea. De această dată suntem în Bârnova cu o surpriză frumoasă pentru doamna Valentina, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. În același timp revine și fiica din străinătate. Rămâneți cu noi ca să surprindeți toate aceste momente. A la grec, cofetărie de încredere. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Am să vin aici lângă sărbătorite. La mulți ani vă spunem, doamna Valentina! Așa, am să vă rog să-l luați cu totul, un pic. Așa, ca să ne acomodăm. Ca să reușim așa să vină aici lângă dumneavoastră. Noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Știind că împliniți frumoasa vârstă de 60 de ani. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea unor persoane dragi. De la copii. Așa spuneți dumneavoastră? Copii, ginerii. Din inimă pentru mama. Deci ați avut dumneavoastră dreptate. Dar cineva n-are. Ei sunt cei care astăzi din toată inima și-au dorit să vă spună la mulți ani. Să vă rog să o așteptați dumneavoastră pe doamna. Pentru că dumneavoastră am să vă mânt tortulețul cu mesajul la mulți ani. Să știți că astăzi când schimbați prefixul, da, din toată inima și-au dorit să vă creeze cea mai frumoasă aniversare. Deci asta era colega, nu? Din toată inima și-au dorit să vă mulțumească pentru felul în care i-ați crescut. Pentru toată atenția pe care le oferiți mereu. Pentru că mereu le sunteți aproape. Pentru că mereu le susțineți. Și din toată inima și-au dorit ca să vă mulțumească, măcar un piculeț pentru toate eforturile care le-ați făcut dumneavoastră. Eu am să deschid aici tot ce am mai important. Este un tablou. Asta e ce mama care îți face. Cu toți cei mai dragi. Am să vă rog dumneavoastră să mă ajutați, să-l țineți. Așa, toată lumea o să vă ajute astăzi. V-ați așteptat astăzi la surprize? Deloc. Nu v-ați așteptat la surprize, nu? Surpriza a fost cu ginerii și cu fata, că a spus că, da, i-am găsit fără să știu. Ei au fost, da, cea mai mare, da, surpriză dumneavoastră. Da, surpriză, așa e. Fata mi-a spus că trebuie să vină cu o colegă. Dar eu îi spun, dar colega aceea, cred că e Nicoleta. Nu, mamă, după aia m-a întrebat-o iară. Da, vine colega aceea. Da, mama, vine și colega sunteți dumneavoastră. Mulțumesc. Cine știe ce mai urmează până de seară? Avem o surpriză. Poate. Atâtea surprize astăzi aveți pregătite, că nici nu o să vă așteptați, cu siguranță. Atâți ani. Au trecut ani. Dar n-au trecut în zadar. Aveți copii, aveți toți cei dragi ai dumneavoastră, care vă iubesc nespus de mult. Am nepoți, am mândră. Sunteți cea mai bunică, mamă și bunică. Da? Așa e. Iar acum să fiu străbunică, nu mai prea mamă. Cu Doamne ajută, de acum să crește și strănepoței. Da, cea mai mare plăcere. Să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și câteva gânduri de transmis din partea celor care astăzi, din toată inima, și-au dorit să vi le spună, să vi le transmită prin intermediul nostru. Iar mesajul spune așa: dragă mamă, dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spunem acum. Îți mulțumim că existi, mama noastră. Îți mulțumim că ai avut răbdare cu noi. Îți mulțumim că ne-ai crescut oferindu-ne toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie. Și îți mulțumim pentru că nu ai încetat niciodată să crezi în noi. Te iubim cu toată dragostea, îți dorim multe zile senine, să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumos să ne ofere. În această zi specială, mamă dragă, te felicităm pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ne rugăm la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită, soarta să-ți aducă bucurie, iar mereu să ai noroc în viață și tot ce este mai bun să-ți ofere ție, pentru că le meriți de plin. Măcar atât să putem face în semn de mulțumire pentru felul în care ne-ai crescut. Pentru că orice am face, simțim că nu este suficient. Ești inspirația și iubirea noastră. Lasă bucuria să se multiplice de ziua ta, mamă, iar fericirea să-ți îndeplinească toate visele. Un călduros la mulți ani din partea noastră, din partea nepoțeilor și a ginerilor. Să ne trăiești mulți ani de acum înainte, mamă. La mulți ani! Mulțumesc frumos, mamă, și mama vă iubește!
frumos. Și vă mulțumesc din tot sufletul. Chiar nu mă așteptam așa ceva. Pentru mine a fost wow. Mai ales că și niște oameni apropiați de mine care au venit. Vara mea care... Nu v-ați așteptat astăzi? Nu. Da. Dar să ne spuneți, ce vă mai doriți astăzi să îndeplinească? Ce-mi doresc eu? Hai, ăștia toți. Toți să fie aici aproape? Care lipsește? Vlad și Paul și nepoții. Cine știe? Poate se adeverește un pic din ce. Cred că trebuie să... Ei, cu siguranță, au să ajungă și ei. Și cu siguranță o să recuperați pentru toate aceste momente. Doamne ajută să fiu sănătoasă. Treacă. Iar acum să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii pregătite din partea copilașilor dumneavoastră, care doresc să o ascultăm din toată inima împreună. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.